Bună seara, dragi prieteni! Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru prezență. Vreau să le mulțumesc invitaților noștri și nu în ultimul rând prietenilor de la presa din Câmpia Turzii și din Turda, care au fost întotdeauna alături de noi în momentele frumoase ale Clubului Rotary Câmpia Turzii. Pentru început, vă rog să ne ridicăm toți pentru intonarea imnului de stat și a imnului de stat. Tema a fost Be the Inspiration, adică
să fim inspirați, să inspirăm pe toți cei din jurul nostru, să aducem un plus comunităților din care facem parte. Clubul Rotary Câmpia Tursii s-a cartat în 2014, așa cum știți, în 6 septembrie. Anul trecut am preluat mandatul de la Horațiu Pretoiu și am intrat în anul rotarian cu tema Be the Inspiration. Acum o să vă prezint câteva din proiectele și acțiunile, activitățile clubului care le-am făcut noi toți, membrii Rotary. Am încercat să respectăm domeniile învățământ și excelență, sănătate, cultură, sport, socializare. O să vă prezint pe scurt acțiunile și proiectele clubului nostru, care s-au realizat împreună, toți împreună, nu eu. Eu atâta am fost în calitate de președinte. La noi, în fiecare an, rotarian, este un alt președinte, dar niciunul nu putem face nimic fără noi toți, prietenii care suntem în club. În septembrie a avut loc acțiunea Ghezanul pentru școală. În cazul acestei acțiuni am avut norocul să avem puțin ajutor financiar din partea oamenilor de afaceri local, unde în septembrie am oferit un număr de 20 de ghezdane complet echipate. Acțiunea a avut loc la școala Mihai Viteazu. Așa cum știți, a avut loc în noiembrie ediția 5-a a balului de calitate, care l-am organizat, clubul nostru, și a avut loc un concurs de proiecte, unde au fost prezentate 4 proiecte de la cele 4 școli. Așa cum știți, s-a votat, au votat toți cei prezenți, și proiectul câștigător a fost acel de la Victor Ungureanu, laboratorul electronic, Totarea laboratorul electronic. Și în imaginea care o vedeți, undeva în martie, dacă bine țin minte, sau aprilie, am reușit cu fondurile adunate de la BAN, undeva peste 5.000 de euro, peste 20.000 de lei, am dotat laboratorul electronic. Și asta demonstrează că fiecare bar care noi îl organizăm în fiecare an, scopul barului e să ajutăm comunitatea. Și noi încercăm tot timpul, prin banii strânși, ca să aducem și dovezile, ca să vedeți că un număr destul de mare de copii s-au bucurat și se bucură în continuare de acest laborator. Un alt proiect, care de fapt este o continuare, o tradiție, sunt premiile de excelență Rotary Câmpia Tursii, unde noi am premiat șefii de promoție din învățământul licean din localitate, Liceul Pavel Dan și Colegiul Tehnic Victor Ungureanu. În acest an am avut o domnișoară la Victor Ungureanu și o domnișoară la Pavel Dan, unde noi am venit cu 2 diplome și o anumită sumă destul de importantă de bani. Am amenajat spațiul verde școala Avram Iancu cu data de 18-a 3-a, cu bunăvoința și cu ajutorul firmei Agrotrudean Invex. Am, pe partea de cultură, am continuat ediția a doua a proiectului Tablă de creație și recreație artistică, unde acesta este un parteneriat cu Asociația Artiștilor Plastici. A doua ediție a avut loc în perioada 32 septembrie 2018. Taberele au fost organizate din nou la Valea Ierii Caps,
și au cuprins atelierele de perfecționare în pictură și sculptură. Acesta este un proiect care va continua și pe următorul an rotarian, unde va fi prietenul meu, Adrian, tot președinte. Tot la fel am continuat proiectul Ferestre și Oglinzi cu Asociația Artiștilor Plastici. Aceste ateliere au loc de două ori pe lună. Cu portofelele realizate la ateliere, să știți că patru participanți au fost ulterior admiși la Școala Populară de Arte Tudor Jean la Cluj-Napoca. După tabăra de creație ce a avut loc în sfârșitul august, începutul septembrie, a avut loc în data de 11 octombrie 2018 la restaurantul Mileții, vernisajul, în cadrul căruia artiștii plastici au prezentat lucrările realizate în timpul taberei. Iarăși un proiect care e tot așa cu o continuare, este proiectul, vă spun sincer și de suflet, Sănătate prin Prietenie, care anul acesta a ajuns la a treia ediție. Am avut destinate localitățile Triten Colonie, Călăraș Sat și Valea Aerii Caps. Vreau să menționez, acest proiect nu s-a putea realiza și nu s-a putut realiza decât prin parteneriatul care îl avem cu prietenii noștri foarte dragi de la Rotary Club Floare de Colț al Brucupeni și cu ajutorul Fundației Sensi Bru, care au pus la dispoziție o unitate medicală mobilă. Un proiect destul de mare a avut loc în municipiul Turnu. Chiar dacă nu este mic în Via Turzii, granițele Rotarii sunt la nivel mondial. Deci nu contează din ce comunitate facem parte, contează să ajutăm să meargă lucrurile mai bine. Am renovat secția de obstetrică ginecologie a Spitalului Municipal Turda, perioada 17 decembrie, 15 ianuarie 2019. Clubul nostru a fost partener în acest proiect cu prietenii noștri dragi de la Rotary Club Turda, Asociația Veru Potaist, Asociația Camera de Sus. Aici au mai venit, a fost constructorul Nelo Construct și încă două societăți care au mai trebuit să ajute cu diferite completări. Cabinetul medical gratuit Rotary, care a avut în continuare, s-a continuat. Acum suntem într-o mică pauză, sperăm ca viitorul președinte să continue ceea ce s-a început. Am participat ca sponsor și organizator la evenimente sportive. În acest mandat am sponsorizat participarea la Campionatul Național de Dans Sportiv de la Brașov, a două perechi de dansatori, de la Clubul Sportiv Potai Saturn, perioada 2-3 martie 2019. Aceștia au devenit apoi componența Lotului Național al României. Am fost colaborator cu prietenii noștri de la Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis la ediția 5-a de șah, care a avut loc în 18 mai 2019. Un proiect foarte important și de suflet al prietenului Mihai Pop. De fapt, el este organizatorul acestui concurs de tir sportiv la talere. Am ajuns să fim la a 5-a ediție și pentru acestea îi mulțumesc lui în primul rând și prietenilor din club. Locul de desfășurare a fost la poligonul Oprii Știperiu din Luduș. Ne pare, am fost foarte bucuroși și în acești ani au fost foarte mulți prezenți. Pe lângă noi, prietenii din Rotary, am avut prieteni din alte cluburi și mulți prieteni ne-Rotarieni, chiar dacă ei nu sunt Rotarieni. Aici vreau să vă zic că normal trebuia să aibă loc cu a treia ediție. Un loc râde și un loc plânge. Ce ne bucurăm foarte mult că el s-a continuat. De prietenii noștri din Rotary Turda și au început o altă ediție, prima ediție,
Și ne bucurăm că acest proiect, chiar dacă are un nou început, ne bucurăm că merge mai departe. Asta înseamnă spiritul Rotary și faptul că, chiar dacă noi, din anumite motive, nu am mai putut face, au făcut colegii din turnă. Tot așa, acești colegi și prieteni de-a noștri din club au participat la MasterChef Rotary, la ediția 10 a concursului internațional de gătit, organizat de prietenii din Rotary Club Arghita, unde s-au situat la locul al treilea. Am respectat și am făcut o întrunire, o acțiune comună cu prietenii din Rotary Turda, la Valea Ierica, unde am sărbătorit Ziua Mondială a Inimii, cu acțiune comună. Am făcut din nou o ieșire, o degustare de vin, unde am marcat sosirea primăverii alături de prietenii noștri din comunitate pentru o degustare de vinuri oferite de Wine Point Romania. Asta face parte pe partea de socializare. O parte din prietenii din club au făcut o ieșire pe Delta Dunării în noiembrie. Dacă nu știu, să mă ajute cineva, este a treia ieșire? A patra. Am avut o întâlnire rotariană cu prietenii noștri de la Rotary Club Chierra. Ei, în 18 noiembrie, au făcut o vizită la baza aeriană, unde a fost urmată de un prânz comun cu membrii din clubul nostru la restaurantul Milexin. Și chiar dacă este ultima realizare a clubului nostru, pot să zic că sunt printre cele mai importante. Faptul că noi, începând de anul acesta, am început cu o sumă de 3.000 de dolari către Fundația Rotary Internațională. Ce înseamnă asta? Fundația Rotary Internațională se prezentă peste tot în lume. Faptul că noi am început acest prim pas, eu sper realizările acestea să se vadă undeva în 2-3 ani. Ca să putem, acest fapt ne poate ajuta să accesăm undeva peste 2-3 ani la niște fonduri de la Rotary Internațional, care pot să fie undeva la 50.000, 100.000 de euro, putem accesa proiecte și fonduri mult mai mari. Noi acest lucru l-am văzut și mai ales la prietenii noștri din Austria, din Franța, unde împreună cu o parte din prietenii din clubul nostru am fost în vizită și am observat că ei, marea majoritate a proiectelor care le fac cu ajutorul Fundației Rotary Internațional. Faptul că dau o anumită sumă de bani îi poate ajuta să acceseze fonduri mult mai mari, în care poate să ajute comunitatea din care trăiesc. Fondul programelor anuale reprezintă sursa donațiilor nerestrictive sau a sponsorizării multora din programele educaționale și umanitare ale Fundației Rotary. Clubul Rotary sunt încurajate să stabilească un obiectiv minim. Minimul este undeva la 100 de dolari de membru. Noi, anul acesta, am început cu suma de 3.000 de dolari și sper ca și viitorul președinte și următorul să putem să cotizăm cu această sumă ca să ne poată ajuta fundația pe viitor, când avem un proiect nu mai mare și nu mai bun, să putem aduce bani din afară în comunitatea în care trăim. Faptul că noi am început să oferim, să dăm bani către Fundația Rotary ca să ne ajute la următoarele proiecte, vreau să fac legătura cu următoarele diplome sau premii care vreau
să le ofer. Este vorba de diplomă dată de către Fundația Rotary Internațională. Se numește Paul Harris Fellow și o insignă la care, care se dă la fiecare rotarian sau club rotary care vine cu cel puțin $1,000 către fundație. Faptul că noi am donat $3,000 ne permite să ne premiem prietenii. În acest caz, am luat hotărârea să premiez 3 prieteni din club care am considerat eu că au fost foarte implicați de-a lungul anilor. Îi rog pe viitorul președinte și îi rog din suflet ca în fiecare an această distinție, Paul Harris Fellow, să ajungă la fiecare membru în parte. Deci în cazul acesta, credeți-mă că aș putea la toată lumea, dar am primit 3 distinții și dăm 3 distinții mai departe. Vă rog încă o dată pe viitorul președinte ca ceilalți care nu au, să le dăm în fiecare an. Și așa că primul pe care vreau să-l primiez, dar lipsește, este colegul și prietenul nostru, Mahmoud Alahmi. Distinția Paul Harris Fellow. Adi, eventual, sau Puiu, rog să îi trimiteți și să dați mai departe. O persoană care a fost implicată și m-a ajutat foarte mult, Adelaida Corina Haidu. Și sper să poartă cu mândrie și insignă. Și nu în ultimul rând, viitorului președinte, Adrian Tot, care a fost și un secretar de foarte mare bază, în timpul mandatului meu. Vreau să te ridic, este un secretarian foarte important. Din cauza emoțiilor, mă găsesc cam greu cu insignă. Să vă arate prietenul meu. Și vreau să mai premiez pe încă 4 colegi, 4 prieteni din club. Cer scuze pentru emoții. Poate n-am cea mai bună exprimare, dar nu vorbesc în fiecare zi în fața presei și mi-e mai greu. Și vorbesc în fața oamenilor, dar nu așa de mult. Vreau să-i ofer prietenului de nădejde și care de multe ori este omul din umbră în club și ne ajută cu foarte multe, Marius Pricopie. Să vă mulțumim și pentru mulțumită pentru invitarea la invitarea prietenilor din Iurea Cricopie. Vreau să-i numesc prietenului și trezorierului nostru, Mihai Pop, un om foarte invitat, pe mine ani, care a foarte mult suflet la acest lucru. Este trezorierul nostru și cred că va mai fi. Încă bun și bine, ne-am obișnuit cu el. Până ce să facem am ținut să aibă o alunghiere. Vreau să ofer prietenului
Crișan Ciprian pentru implicarea lui materială în cadrul proiectului și acolo la Turda, împărindu-i societatea lui, tot ce, toată mobila care s-a dat acolo, a oferit-o el. Și vreau să-l mulțumim. Și nu în ultimul rând, prietenul lui Cosmin Corchiș, care nu cred că este prezent astăzi, pentru faptul că mi-a reprezentat clubul la foarte multe paluri, la prietenii rugament din alte cluburi, pentru implicarea lui în proiectul Sănătate și Prietenie pe partea de la CAPS. O să rog, nu știu, eventual o să-i dau eu lui personal. Dacă vreți să faceți poză... Nu. Mai mult, nu vreau să vă țin. Vreau să vă mulțumesc tuturor prietenilor, și rotarieni, și nerotarieni, care m-ați înțeles atunci când am greșit. Vreau să-i asigur pe prietenii mei din club că în acest an rotarian tot ceea ce am încercat și am vrut să fac l-am făcut numai și numai în spiritul rotarian. Și atât timp cât eu voi fi în club, tot ceea ce voi face, voi face numai și numai în spiritul rotarian. Și vreau să mulțumesc unul tuturor familiei, soției mele, care, chiar dacă lipsesc de multe ori foarte mult de acasă, mă înțelege. Vă mulțumesc frumos! Din partea noastră, Sorin, are o surpriză. Surpriza nu este întreagă pentru că forma finală a tabloului nu este aceasta. Aceasta este doar o machetă. Tabloul, din păcate, a rămas la curierat la București. Și noi astăzi am făcut o copie fidelă. Așa va arăta tabloul. Sper să fie o amintire frumoasă pentru tine. Mesajul pe care ți l-am pus în partea stângă jos este un mesaj de prietenie, care în traducere spune că prietenia nu este un lucru mare, ci este un milion de lucruri mai mici. Din cele mai frumoase momente pe care le-am petrecut alături de prietenii noștri în anul rotarian care a trecut și sper să îți facă plăcere să îl pui oriunde dorești. Și să sperăm că tabloul care va veni probabil mâine o să fie mult mai frumos decât această machetă, dar cumva ne-am descurcat. Pentru că ai redescoperit pasiunea de a citi, ai două cărți motivaționale. Noi ne-am gândit că ți se potrivesc. Prima se numește Curajul de a nu fi pe placul celorlalți. Ai de învățat mult. Și uneori câștigi, uneori înveți. Ai în ele un mesaj de prietenie semnat de mare parte din prietenii noștri din club. Sper să le citești cu plăcere și să-ți aduci aminte de acest an minunat. Te felicităm și îți dorim multe succese! V-ați venit seama și oare are emoții? Vă mulțumesc din suflet și vreau să-i spun prietenul Adrian, el știe că ori de câte ori e nevoie și știți și voi și pot cu cea mai mare plăcere.
Vă mulțumesc frumos. Un singur lucru vreau să completez la prezentarea pe care ai făcut-o cu acțiunea Masterchef de la Marghita. Am luat locul 3 pentru că locul 1 și 2 am avut pile. Am făcut cel mai bun buiaș din România. Bun, și acum să trecem la lucruri mai serioase. Mai am să-ți ofer și eu ceva din partea asistentului guvernatorului, Gabriluț Vasile. Pășește spre lumină ca să rămână umbra în spatele tău. Cu prețuire și recunoștință, asistent guvernator 2018-2019, Gavrilă Vasile. La fel, ai primit și o pereche de butoni direct de la München cu însemnele Rotary și tot din partea asistentului guvernator vreau să ofer două bițuri viitorilor președinți ai cluburilor Turda și Câmpia Turzii, respectiv Daniel Olbeanu și Alvinator. Pixul ăsta spune că ai descris un an de zile până când vei primi și plachetă. Adrian la fel. Și vă doresc un succes. Deci pixurile sunt tot de la Hamburg. Hamburg am zis și prima dată. Nu, bine. Și acum, dragi prieteni, propun să trecem la ceremonia propriu-zisă de predare a colanului, să-l scăpăm pe Sorin de emoții, să-i vedem lui Adi. Sorin, te rog să te ridici. Hai, o Adi, îți urez multă noapte, multă răbdare și să fim sănătoși, că le facem pe toate, atât timp cât le facem bine. Acesta este Colano și Adrian. Să rămânesc clopotul și ciocanul care vei deschide și închide toate întâlnirile Rotary. Mai trebuie de șurubat să și sune. Nu-i normal. Eu deja am și pe catedră. N-ai plecat și nu vei pleca. Și ce să zic? Îți doresc mult succes. Te rog să îți prezinți programul anului rotarian 2019. Nu o să intru în toate lucrurile care și-a văzut. Am pregătit o scurtă prezentare a PNL-ului rotarian 2019-2020. După care foarte de scurt am să prezint echipa și vă luăm vacanță. Mulțumesc! Tema anului Rotarian 2019-2020
Tema anului Rotarian 2019-2020, Rotary Connect the World. O viziune Rotary care a fost adoptată de către Comitetul Internațional Rotarian în începutul anului 2016-2017, împreună vedem o lume în care oamenii se unesc și acționează pentru a crea schimbări viabile pentru globul, în comunitățile noastre și în noi aici. De la acel congres, de la acea convenție, au început dezvoltarea unor teme rotariene care doresc să fie viabile, care să aibă sustenabilitate. Dacă am făcut diferența, adică am făcut diferența prin exemplu care l-am dat și îl dăm în continuare în cadrul comunităților noastre, am continuat să fim inspirație pentru aceleași comunități, pentru aceiași parteneri, pentru aceiași colaboratori, am ajuns la momentul la care trebuie să conectăm lumea. Însă nu o conexiune de internet sau tehnologică, ci vorbim de a conecta lideri, a conecta familii, a conecta activități profesionale, în fond și la urma urmei să conectăm comunitatea. Pentru a putea să implementăm proiectele Rotary, pentru a putea să implementăm tot ceea ce ne propunem. Tema mandatului care mi-am propus-o, împreună suntem puternici. Vorbim de conectivitate, vorbim de implicare majoră în cadrul societății, doar împreună putem să fim puternici. Să nu uităm că Districtul 2241 este o asociație de asociații. O persoană juridică, formată doar din persoane juridice, adică din cluburi. Nici o persoană fizică nu este membru al districtului, ci fiecare dintre noi este membru al unui club, care club este membru al districtului. Ca atare, trebuie să înțelegem faptul că doar împreună putem să ridicăm nivelul activității clubului, putem să promovăm proiectele clubului, doar împreună putem să arătăm atât districtului cât și întregii comunități că suntem niște persoane cu o anumită experiență, atât profesională cât și de viață, de care pot să beneficieze fiecare membri ai comunității. Ca atare, scopul meu în cadrul acestui mandat va fi de a îmbunătăți cât mai mult relațiile între membrii clubului și între cluburi, tocmai pentru a reuși să, prin conexiunile personale, să le extrapolăm și să le transpunem în conexiuni de mai departe. Ca să citez pe noul district guvernator Marian Necoe, a fi membru Rotary este o chemare pe care doar restul timpului poate confirma. Rotary ne provoacă să devenim mai buni, mai ambițioși, să ne străduim, să atingem obiective mai înalte și să încorporăm serviciul mai presus de noi înșine în viața de zi cu zi. Încă o dată, vă rog să recapitulăm din când în când statuturile și tot ceea ce înseamnă, să reținem și să punem în practică ceea ce știm cu toții că trebuie să fie. Cam asta a fost prezentarea care am pregătit-o. Nu doresc să abuzez de timpul fiecăruia. Foarte pe scurt aș dori să-mi prezint echipa cu care o să încercăm să îmbunătățim activitatea noastră. Și am să încep cu, bineînțeles, cu un vicepreședinte. Domnul Cosmin Cuprean. Oh!
un trezorier, domnul Mihai Pop. Să vă mulțumim.